Dragii mei, cea mai tare experiență din Hoi An am avut-o la 30 de minute de Hoi An, și anume la Coconut Forest Boat Tour, adică ne-am dat cu barca pe râu, pe a cărui mal creșteau plante de cocos sălbatice. Și credeți-mă pe cuvânt de călător, că această experiență a fost super tare! Tip de o oră, barca Giu ne-a plibat în sus și în jos, de-a lungul și de-a râului. Am văzut o mulțime de lucruri interesante. mi wow! a dus în locuri faine, numai bune de pozat și mi-a făcut poze demne de Instagram, iar logodnica mea a fost super încântată de talentul barcagiului la fotografiat, a zis că este mult mai bun decât mine, are dreptate că eu sunt praf la fotografiat, însă sunt bun la distracție, se știe, și aici ne-am distrat de minune, nu mai uitați-vă la mine ce am făcut! Ha ha ha! Dai bătaie! Am condus chiar și barca, atât eu cât și logodica mea. Și nu doar atât, am și pescuit raci. Păi ești nebun? și chiar am prins câțiva. Uite chiar așa. Bineînțeles că apoi i-am eliberat. Pentru toată această nebunie am plătit modica sumă de 25 de lei de persoană.